Dacă nu știați, România este mai nou patria chinezilor. Aduși în țara noastră de afaceri sau de studii, chinezii devin încet, încet una dintre cele mai importante comunități de la noi. Atât de importantă încât o companie de telefonie mobilă a creat un abonament special pentru ei. Undeva în estul capitalei crește un adevărat oraș. Chinatown nu va fi doar un nume pe care îl auzi prin filme, ci un cartier din București. Va fi un locație pentru toată Europa, un locație de turist. Proiectul valorează peste 100 de milioane de euro. Vor fi construite blocuri de locuințe și hale cu mii de magazine. Primele 1300 sunt deja gata și vor fi inaugurate luna viitoare. Până acum tot sunt gata comandat. Nu mai există liber. Zona pe care prezintă școala, grădiniță, medicină tradițională chineză, zona de joc pentru copii, 10 de restaurant, chainic, toată fel cultură chineză. Chinatown este semnul clar că la noi comunitatea chineză prosperă. Din cei peste 20.000 de chinezi veniți în România la studii sau la muncă, aproape 80% se află în București. Au afaceri, muncesc, s-au căsătorit, au copii și multe de povestit rudelor rămase acasă. Ivy Lim știe bine asta. E educatoare aici, în România, la prima grădiniță chinezească. Cum e viața aici? Vremea, cum merge afacerii? Și afacerile merg. Noi vorbim foarte mult cu China pentru că toate produsele import, mare majoritate sunt produse chineze. Așa că o companie de telefonie mobilă a creat un abonament special pentru chinezi. Practic, clientul are la dispoziție 200 de minute pe care le poate utiliza către orice rețea de telefonie din China. Acum, compania se așteaptă ca abonamentul să aibă succes. Este scandal mare.